Bună seara și bine ați revenit cu Trala Profanului cu exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de la nu mai tot drag veniți, eu știu asta, dar să le spunem și prietenilor noștri că veniți chiar cu drag și că așteptați întâlnirea cât se poate de bine și că cu mult dragoste să... Acolo o să face domn profesor, o să vină la copii cu anunțul ăsta în geam. Mai ales în două școli. Da. Da. Ei nu știu că pot sta acasă să urmărească, da. Da, asta e. Da. Vedeți, cred că trebuie să facem și asta, să scriem, domnul. Da, o să facem un anunț. Atenție! La ora ce se puteți urmări în... Să facem, da, să mă gândesc la o chestie, nu? Așa, și mai mare scris. Da? Ca să îi anunțez că pot sta acasă și pot vedea. Da. Că transmisiunea este în direct. Că indivizii și lecțiile le pot urmări. Da, da. Acum mă gândesc și la 12-a și la 7-a și la 8-a, că au acolo... Sigur că, dar atâtea lecții sunt acolo de văzut, da. Unde e manualul? Manualul meu. Hai, divinul manual. S-a început filmarea? Suntem în direct, acum se înregistrează. În direct, deci spunem dar aici... tema... A, e, se înregistrează, domnul profesor. Tema, da, da, pentru... acasă. Clasa 7-a. La 45. 7. Dă-mi la problema aceea care avem acolo. 78. Pe care mai avem? 78. 78. Și ABCD, un paralelogram. Deci, în ipoteză. ABCD, paralelogram. ABCD. Paralelogram. Anca, ce înseamnă când ai zis paralelogram? Ce, la ce te gândești? Da, deci laturile opuse, două ochi de două congruente. Două ochi de două congruente. Altceva. Paralelism. Deci paralele două ochi de două. Unghiurile alăturate sunt unghiurile alăturate oricărei laturi. Oricărei laturi sunt complementare. Nu pentru o latură specifică, ci pentru orice latură, da? Apoi. Diagonalele se înlătățesc. Așa. Unghiurile opuse. Unghiurile opuse sunt congruente. Două câte două, da. Deci și de o parte și de alta. Cam astea sunt. Mergem mai departe. Dacă E și S, E și F sunt două puncte. E și F. Sunt două puncte. Astfel încât AE este bisectoarea unghiului D, A, B. Așa încât A, E. Dar asta am făcut-o. E, A, D, E. Am făcut. Ba da, am făcut-o. E, H, 5. Ba nu. E, H, F, G, dreptunghi. Am făcut-o. Am făcut-o pe asta. Și pe 5. Da. Da, și pe 5. Și acum sunt la 6. Păi da, așa. Și 6 e la fel, ia să vedem. Rămăsese o singură problemă, de fapt. 6 și 8. 6 și 8, da. 6 vă găseam până cu 5. Stați puțin să vedem. Să vedem ce mai... Deci ABCD, două puncte, astfel încât A e bisectoarea, astfel încât A e bisectoarea lui B, A, B, B e bisectoarea lui ABC, trebuie o repeta din greșeală. Foarte bine, poate să începem. Bisectoarea lui B plus B. Nu mai obosesc. Când sunt bisectoarea lui B cât D este și aici, D, B este bisectoarea, intersecția lor egal punctul H și intersecția lor egal... Da, e aceeași problemă. S-o repetă acolo, din cauza... Da, autorul repetă acolo, sâmbătul din nou, din aceeași greșeală. Probleme, da. Da. Bun, așa. E aceeași, identică. Și 8 atunci. Îndreptând eu ABCD. ABCD nu mai spun că este... Nu, e dreptunghi. Dreptunghi, corect. Deci îndreptând eu ABCD. Avem. Dacă am spus dreptunghi, toate proprietățile la paralelogram Adi sunt preluate, tot ce a spus Anca, dar în plus ce avem? Plus unghiurile din 90 grade, da, diagonalele sunt congruente. Bravo! Așa, diagonalele sunt congruente și unghiurile sunt de 90 grade. Perpendiculara din A pe DB. Deci, pe DB. Da. A perpendiculară din A pe DB. A1. Deci A, A1, e perpendiculară pe DB, în F, punctul. Da, în F, da. AF atunci. AF perpendiculară pe DB. AF perpendiculară pe DB. Deci perpendiculara din A pe DB intersectează dreptele DC și BC. Păi, atunci A1... În F și în G. A, AF1... Această perpendiculară, vezi? Intersectează pe... Pe... Pe prima.
pe BC. Pe BC. Și era punctul, primul punct. Deci, deci A, A intensitatea pe DC, domnule, pe DC. Pe DC. Da, da, pe DC întâi, în punctul F. Da. Și A, A1 aia intersectează pe BC în punctul G. A, A1 intersectează pe BC. BC în da. Punctul G. Punctul G. Da. Arătați că BF e perpendiculară pe DG. În concluzie, BF perpendiculară pe DG. Cum vă făcut? Da, când facem figura, acum imediat. De deci, începem. Anca, te rog să mă ajuți. Facem un drept un domnul profesor. Deci, facem drept de un drept. Te bat! Am venit la necesi direct. A, bine! Ai văzut cum ți-am zis? Te bat! A, B, C, D. Tu crezi și tu ceva acolo, așa, și am dat o să vedem. Am dat o și termină tema. Deci, A, B, C, D este un dreptunghi. Da, dacă e bun. Las că e bun. A, A1 e perpendicular pe D, B. Ducem pe D, B. Unic pe D cu B. Da, pe D da. Cu B. Așa. Și ducem... Și pe BC. A, facem perpendiculara pe DG. Exact. Deci mai întâi, ce înseamnă perpendiculara din A? Cu echierul, să formez un unghiul de 90 de grade, acolo, drumul cel mai scurt. Deci A1, perpendiculara din A... Pe DB. Notez aici piciorul perpendicular. Piciorul, așa se numește, piciorul perpendicular dusă din A pe DB, o notăm cu A1. Da. Și acolo și acum A1 asta, da, prelungită, taie pe cine taie? Pe DC, în da, punctul în F. F. Ăsta e F. A, ăla e F, am înțeles. Da. Și pe BC. Și pe BC, iată că la mine se întâmplă să o taie pe perete. Aole. Sunt acum nevoie să... Să știe ce să mai faceți. Da. Deci... Așa, asta e figura. A, B, C, D, D, B. Da. Perpendiculară A1. 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 Piciorul perpendicular, unde formează unghiul de 90 de grade. Da. Da? Ai dus așa cu raportorul? 90 de grade. Sau cu echierul. Ai făcut, da? Cu echierul. Bine, ai făcut. Bun. Da? Prelungesc pe A1. O prelungesc. Adică tu și pe linia, Adi. Uite ce sus a adus-o domnul profesor, da? Vedeți? A1 taie pe DC în punctul F. Da. Și pe BC în punctul G. Și pe BC ia uitați cum copii. Era cât pe ce sunt numărul taie. Era cât pe ce să face să iară să fix. Da. Vezi cât de sus se duce ca să o unească? Deci, asta e situația, na? Ca să fim cât mai exact. Deci, foarte până foarte. În clipa asta, am A1 perpendicular pe DC, A1 intersectează pe DC în F și pe BC în G. S-a arătat că BF, BF, uh-huh. E perpendiculară pe DG. Pe DG. Ducem pe DG. Aia, cum să nu se întâmplă, dacă e fost exact, se întâmplă. Să arătăm că DF pic aici, perpendicular, pe deci aici, când ajunge, e perpendicular, da? F, asta e asta.
Dacă ați făcut figura, mai aveți de lucru, nu? N-am făcut-o. La tine pe aici figura? Da, dar nu mi-a ieșit perpendiculară atâta tot. De ce nu ți-a ieșit perpendiculară? Hai să vedem. Ai dus așa când... Da. Când a dus perpendiculară de aici? Da. Ai dus-o, da? Și ai prelungit-o până când s-o întâlnit cu asta, da? Da. Și acum, de ce crezi tu că nu e perpendiculară? E perpendiculară. Da. Da. Da? La mine se perpendiculară? Nu. Nu este sigur. Cum, da? La mine? Și eu ia să vedem. Profesor. O faci, o faci mai... Da, eu am văzut și rezolvarea, Adi. M-am uitat la figura asta, deja am văzut. Deci ia, ia un pic mai micuț. Uite așa aici. Da? Și așa și primă, încep să faci exact cum am făcut aici. Ce fain e rezolvarea, domnul profesor. Sper. Corect. Da, sper să ne descurcăm și noi. Mult mai mult. Dacă mă uit, ce văd? Mai eu văd un triunghi roșu. Roșu față ochi. Da, cine nu văd un triunghi roșu și nu degeaba, domnul profesor. Da, ce fi căutat eu? Am punctat mai mult triunghiul ăsta. Da, da, văd, da. Hai să distrugem ipoteza. Hai. Să desfacem. Să desfacem. Da, da. De ce, a spune autorul, foarte fain. Chiar așa am spus, de ce se dă un dreptunghi? Pentru că are unghiurile de 90 de grade, eu așa. Foarte important. Deci toate unghiurile sunt 90 de grade, știi, da? Să fructificăm asta. Adică, Adi, și unghiul ăsta e de 90 de grade de aici, și de ăsta e de 90 de grade, și ăsta e de 90 de grade. Toate sunt de 90, da? Și ăla din de 90, domn profesor. Și ăsta din de 90 de grade, da. Toate sunt de 90 de grade. Adică, în momentul în care spun că unghiul DCB e de 90 de grade, când zic DCB e de 90 de grade, cum aș mai traduce? Unghiul C... Ce este DC pentru GB? Cum apare în calitate de C? Dacă... Ca o perpendiculară. Da. Și dacă vrem să fim și mai riguroși, într-adevăr, așa se întâmplă în triunghiul DBG, latura dreptunghiului devine înălțime, că este perpendiculară din vârful D pe GB. Care îndată, latura, fii atent și chestii, latura dinainte, Adi, latura care era dreptunghiului, pică acum în ce calitate din ea? Vine în calitate de înălțime în triunghiul GDB. Da. Apoi ce am mai făcut eu? Am dus din A o perpendiculară pe DB. Dacă am dus-o din A perpendiculară pe DB... E A1 și... Unghiul DA1A... Tot înălțimei. Unghiul DA1A este de 90 de grade, da? Tot înălțimei. Și AA1. AA1 e înălțime în triunghiul DAB. AB. Da? E înălțime în triunghiul DAB. Dar fiindcă am prelungit-o... S-o întâlni cu cealaltă DC. Și acum ea apare ca fiind din G. Eu te din G. Unghiul e da. Hai, bă! Este! A zis-o bine. Unghiul E foarte centru, gata. Unghiul F. F. Punctul F. Punctul F foarte centru. Punctul F este în intersecția a două înălțimi. Una este DC, da, latura, și alta este GF, asta, că pică aici. Și nu are ce face. A treia care pleacă din B și trece prin F, nu are nicio șansă decât să fie și ea perpendiculară. A treia este toată înălțime. Da. Din concurența înălțime.
Deci, vedeți? Este suficient să ai forța să pătrunzi și să desfaci, cum am spuneam mai devreme, ipoteza. Nu degeaba dreptunghi. Unghiul ăsta de aici, 90 de grade, iată că mi-a folosit, nu? Latura DC devine înălțime între unghiul DGB. Dacă nu te prinzi de faptul că F este ortocentru, tragi de problemă. Dar vezi că spune așa, să arate că BF B pleacă din B și trece prin F. Adică F ăla este ceva ce mult mi-ar trebui ca, îndată că mi s-a cerut problema așa să arăt, am zis, bă, ce bine ar fi ca F să fie ortocentru. Adică F-ul ăsta să fie intersecția celorlalte două înălțimi. Corect. Acelea dusă din D și este. Și acelea dusă din G și este. Și atunci, e a treia, care pleacă din vârful celălalt și trece prin F, nu are șansă decât să fie tot înălțime. Se rezolvă medicamentul? De acord, de acord, de acord. Deci demonstrația, da? Da. Atenție, toată lumea și închipui că ar conduce el în demonstrația, da? Am să vă fac următorul lucru. Vă opresc pe ea și pun pe celălalt conducător, da? Să vedem. Între unghiul D, G, B. În? Triunghiul D, G, B. Avem, da. Avem, chiar așa spune. Disc perpendicular pe DB. Decât perpendicular pe DB. De unde? Din ipoteză. Adică cum? Pentru că DCB e dreptunghi. Așa scrie. E dreptunghi. Scrim așa. Avem că DCBA dreptunghi rezultă atunci că toate unghiile, știm asta, fiind dreptul, toate unghiile sunt 90 de grade, rezultă că măsura unghiului DCB, așa zicem, Mirona, da? Da. Măsura lui DCB este egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Asta înseamnă că DC e perpendicular pe BG. Rezultă că DC e perpendicular pe BG. Și subliniez, da? Rezultă DC mediană. DC e înălțime. De ce? Perpendicular, deci rezultă... Prima înălțime, ca să zic, știți? Da. Da. De ce? Înălțime. Da. Da. Avem... Mai departe, Adi. Așa. Avem în triunghiul DBA, avem A1 înălțime, deoarece DABG... Ipoteza. E dată din ipoteza la 1 perpendicular pe 2. Vreau să te consumi. Nu, dar ce să demonstrezi? Nu, dacă e dată în ipoteză. Stai o secundă, Adi, n-ai ce demonstrezi. Ce vrei să demonstrezi? Vrei să demonstrezi ce? Ceea ce este dat de autor? Nu vei ce demonstrezi. Deci între unghiul DAB, deci între unghiul DAB, deci nu mai spun de între unghiul DAB. Pur și simplu avem așa, A1 perpendicular pe DB. Da? A, A1, nu? Perpendicular pe DB. A1 se intersectează. A1 se intersectează cu BC. BC, ipoteză. Și tot așa din ipoteză. Egal punctul format, punctul G. G, da. Important să scrim asta. Păi da, dacă ați început așa, așa trebuie. Deci, A1 e perpendicular pe DB, A1 intersectează pe BC egal cu punctul G, rezultă din astea două, G, A1, atenție, așa se zice, G, A1, G, A1 e perpendiculară pe DB. Deci, G, A1 e perpendiculară pe DB. Asta îmi spune că GA1 ce este în condiție? Rezultă că GA1... GA1 e înălțime. A1 înălțime. Da, da, de unde reiese că trece prin F, domn prof? Acum, trebuie să urmărim ipoteza. Da. Mai avem că A1 intersectează pe DC. În ipoteză. A1 intersectează pe... DC. DC. Egal mulțimea formată din punctul F. Corect.
Deci, fă, dacă se întâmplă așa, fă aparțin lui de ce? Aparțin și lui de ce și lui și perpendiculare. Deci un punct, dacă e intersecția la două trepte, el se găsește și pe una și pe cealaltă. Deci, de aici rezultă că F aparține lui DC, F aparține lui DC și F aparține și lui GA1. A1, pardon. Lui GA1 sau? GA prima, am zis eu. GA1, corect. Sau GA. Sau GA, dar GA1 am să mă opresc aici la piciorul perpendicular. Deci aparține și lui GA1. Și adăugăm acum. Avem că A, că GA1 este înălțime. Scriem asta, avem, nu? Da, GA1, uitați, ați de ce? Descriu pe amândouă. De ce înălțime? Cealaltă, GA1. GA1, tot înălțime? Da. Tot înălțime. Cele două înălțimi s-au intersectat în punctul F. Da, da. Intersecția lor. Da? Deci rezultă din asta toată că GA1, asta, e da. Ortocentru. E ortocentru, corect. Clar că e pe cele două înălțimi. GA1 intersectează BD în punctul F. Exact. Asta am spus aici. Da. Că F intersecție celor două înălțimi. Da. E ortocentru. Rezultă de aici că cea de-a treia, B, F, nu? B, F, perpendiculară pe D, G, B, F, B, F înălțime, deci, B, F este înălțime. A treia înălțime. Da. Și atunci rezultă că B, F, perpendiculară pe D, G. Decât. Și tema problemă. Și gata și tema. O secundă. O secundă. Vreau, vreau să văd dacă s-a înțeles problema. Da, corect. Mă interesează foarte tare. Adică tu, Adi, când ți-am cerut să conduci problema raționamentului, te duci la triunghi. Fie triunghi și demonstrezi. Ce să demonstrezi în triunghi? E dată ipoteză. E dată ipoteză ca a unui perpendicular pe DC. Și am prelungit-o până s-o întâlnit cu asta în G. Și acum invers să zic. G a unui perpendicular pe DB, pentru că e dreapta aceea toată care era perpendicular pe DG, da? Și tu, asta era esențial, să spui că G, G a 1 e perpendicular pe DB, din motivul acela de care am spus mai devreme. Da? Da, și asta a fost o singură problemă. Ce a fost aici? Am zis înainte de a trece mai departe. Dacă știm cum să centrul, da. Sigur că da. Se leagă deci, poate. Autorul, da, nici nu știi când ai nevoie de informații din urmă. Deci toate informațiile făcute în urmă trebuie să actualizați. Am mai avut situații când am făcut concurența medianilor. Știți bine ce ați pățit. Din concurența medianilor acolo când două probleme au fost date cu aceeași sub aceeași chestiune. Le-am zis că dacă le dădeți la algebră și dacă fac, iau așa note bune cum o să ia și la geometrie, că nu le-a adus încă, dar i-a văzut, cred că. Da. Păi nu avem decât altă soluție asta. Muncă, muncă și iar muncă. O zis. Oricum, de... sâmbătă și toate zilele când dădeți, trebuie să înțelegeți un lucru. S-a declanșat bătălia. Ne asumăm riscul de a fi și bate în retrage cel care forțează nota. Totdeauna se întâmplă așa. Corect. Deci așa se va întâmpla. Eu știu, am destul de experiență. Cu cât lupta se întețește, cu atât mai bine spre noi va fi. Corect. Pentru noi cu atât mai bine. Că ne determină să fim foarte atenți, să muncim din mai mult? Mai mult, mai corect. Mult și va bate în retrage orice. Corect. Da? Deci o primul eșec l-a avut, când n-a știut aici să procedeze, să dea probleme nu cu aceeași chestiune. Nu se face asta. Deci nu se face așa, este chestia împotriva bunului simț, hai să spun așa. Deci l-am forțat să facă o greșeală. Este, asta e greșeală, cum să spun, forțată de noi, pentru că a dorit să vă arate invers. Am înțeles. Da? Da? Nu-i nimic. Nu-i nimic. Da?
Și mai departe. Vine și 10. Într-o zi, la cu siguranță va veni. Te rog, Doamne, măcar la algebră, dacă am 10. Ai văzut că ăla pe care s-a părat Silva cum a procesat, nu? Te-am povestit. Da. Vreau să mă scos problema mea de la problema urgent. Așa și toate. Învață o chestie. Păi spune o rugăciune. Atâta. Măi, la algebră. Uite, domn profesor zice să vă faceți o rugăciune. Eu pe Mirun am învățat. Da. Eu am bugat, dar este câștigul imens. Cine descoperă asta este... Da, veți de, vedea voi. Zi-o, Anca, că ăsta e încet adulțul nostru. A deschis înainte. Hai, zi. De la pagina 20, exercițiu 4, că 3 l-am mai făcut odată. Ce de la... Da, de-l-o dat eu. Da, și-am făcut să mă alânțe, n-am avut... L-am apucat eu, mă? Da. Dar de ce ai zis? Că nu mai vreau să-l mai fac odată. Hai, da. Ce exercițiu? 4. S-a făcut continuare, vor pe 15, 6, pe 7. Asta de aici? Da, 4, tot, stai. Acum am să te rog pe tine... Da, eu să conduc, adică. Da. Nu, eu scriu doar, să-mi fac. Șefa. Tu, scrii și nu eu... Nu sunt șefa, eu. Voi sunteți șef. Deci, doi între și o șef tine. Asta, mă. Doi între și o șef tine, împărțit la 5 supra 14. Plus 3 în 3 și o pătrime. Împărțit la 13 pe 5. Tot într-o paranteză rotundă. Împărțit la 29 pe 2. Plus 1 pe 2. Este egal cu... Pot să spun eu? Sigur. Normal. Așa. Cine? Eu? Îi introducem întregi în fracții și dă 14, 15. Nu mai zici introducem întregi în fracții, mai ai pierdut niște timp. 15 pe 7. 15 pe 7, da? Ori. Înmulțit cu 14 pe 5. Da, da. Plus 13 pe 4, ori 15 pe 13, într-o paranteză rotundă, ori 2 pe 29, plus 1 pe 2, egal cu... Egal cu, simplificăm 7 cu 14, 2, 15 cu 5 și ne dă 3, și 6 plus 3, nu, simplificăm, 5 pe 4, da. Ori 2 pe 29, plus 1 pe 2, egal cu, te rog să ții tot timpul... 29 pe 4. Mascat, adică tu lucrezi și ești de casă. Da, da. Amplificăm prima cu 4. Și ce fac acum. Da? Și ne dă 29 pe 4 ori 2 pe 29 plus 1 pe 2. Și egal cu 29 pe 29, 4 cu 2 se simplifică 2. 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal cu ăsta... Ai un problemă pe ea, mă. Nu, dai pe 2-1. Hai, mă, că e greu aici, mă. Dai pe 2-1. Vezi, după asta. O jumătate de măr și o jumătate de măr, fac un măr. Da. Anca, de conduce. Da, zice domnul profesor, da. Și scriu. Da? 3,1 în paranteză, 1 în perioadă, împărțit la 7 pe 3, plus 1 pe 6, tot într-o paranteză dreaptă. Dreaptă? Da. Ori 5 pe 6. Minus 7 pe 12. Da. 31 minus 3. Deci minus tot grupul din față de până la perioadă, da? 31, adică 28 pe 9, ca și scăzut pe 3, 28 pe 9.
28 cu 7 simplifică, 4 sus, 1 jos, 9 cu 3, 3 jos, 1 sus. Asta, Anca, trebuie un ritm bun. Plus 1 pe 6, cu 5 pe 6, 7, 2, egal cu 4 pe 3, plus 1 pe 6. Vorbește. Nu știu unde ești, Ancuța. Am simplificat 28 cu 7. Ne-a dat 4 sus. Da. Da, 9 cu 3 și ne-a dat 3 jos. Da. Da? Am scris în continuare, plus 1 pe 6, 6, 6 pe... Da. Și egal cu? Egal cu... Rămâne? 4 pe 3. Pe 3. Da. Plus? Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 6, tot într-o paranteză, ori... 5 pe 6 minus 7 pe 12. Minus 7 pe 12. Da. Și este egal cu? Aducem în paranteza asta la același numitor. Simplificăm 4 pe 3 cu 2. Da? Și o să fie 8 plus 1, 9 pe 6, care se simplifică și 3 pe 2. 3 pe 2. 8 și cu 1. 8 și cu 1 a făcut 9. Pe 6. Și 3 pe 2. Și 3 pe 2. 5 pe 6 minus 7 pe 12 și este egal cu, simplificăm iar 6 cu 3 cu 6, 2 și o să ne dea 5 supra 4 minus 7 pe 12 simplificăm pe 5 pe 4 cu 3 face 15 minus 7, 8, 8 pe 12, nu? Face 2 pe 3. Miruna lucrează. Așa, Miruna. Trebuie rândul și ei. Da. Ce? Ce-o, da, da. De aici. 1,3 plus 2,14 minus 3,27, tot într-o paranteză rotundă, împărțit la 17 pe 25, plus 5 pe 6. Egal cu 1 pe 3 plus 2,14, egal cu 3,44, 3,44 minus 3,27, egal cu... 0,17, adică 17 pe 100, împărtori 25 pe 17, plus 5 pe 6, simplificăm 125 aici 4, 17 cu 17, și egal cu 1 pe 4, plus 5 pe 6. Nu pot să urmăresc, nu fac nimic. Nu e 6 pe 4, 24, și egal cu 6 plus 6. Era și 12, să știi. Și 12, la nu 24, 12. Ok, da, așa. Da. Și egal cu 3 plus 10, 13 pe 12. 13 pe 12, dacă ați urmărit... Asta înseamnă viteză, copii. Da. Deci nici măcar eu n-am putut să urmărit asta. Deci timpul este, cum să spun, comprimat la maxim. Da. Dar și... nici așa nu făceam, eu aduceam cu fracție. Păi da, de vezi, dar da. Asta înseamnă viteză. Ea da. Repede a făcut... Hai să vedem și așa. Să facem comparație, pentru că vezi, în anumite momente este convenabil să duci cu fracții, în alte momente nu. Aici, dacă tu ai zis, da, 1 și cu 2 fac 3 întregi, ai șanse repede, 3 întregi ai și aici. Uh-huh. Și atunci tu ai să mergi mult mai repede pe parte cu numere decimale. Că 3 decimale și cu una decimale 4, 44 decimale, da? 44 decimi, minus 27 decimi, 17. 17 pe 100. În loc să zic 0,17, zice 17 pe 100, înmulțit cu 25 pe 17, 17 cu 17 se simplifică, 25 pe 100. Deci este mai convenabil să merg cu numere decimale. Dar e combinație. Atenție! Nu, a plecat așa, dar n-am părțit pe 17 la 25. Exact, a mers tot cu viteză, iar a revenit la fracții, și a menținut linia, pe urmă, când lucrurile s-au așezat, cu calcul cu fracții, da? Deci asta trebuie să remarcăm. Și mergem mai departe. Adi? Deci, Adi, vreau și eu viteză. N-am așa ceva. Deci așa. N-am așa ceva. Dedo, profesor. Da, 2,5.
plus 2,6 în perioadă, minus 7 pe 12, tot într-o paranteză dreaptă, împărțit la 11 pe 4, plus 4 pe 3. Te întreb, Adie, mai poți să deduci cu decimale? Da. Nu, nu cu decimale, nu, cu fracții. Obligatoriu, ca e una periodică. Da, 25 pe 10 plus 26 minus 2 pe 9 plus 7 pe 12 din paranteza rotundă. Minus 7 pe 12. Da. Minus. Da, minus 7 pe 12 ori 4 pe 11 plus 4 pe 3 egal cu, 25 cu 10 se simplifică prin 5. 5 pe 5, nu, 25 împărțit, da, 5 pe 2. 5 pe... Și asta se simplifică mama lui 24 cu 9, domn profesor, da. La 3. La 3. 8 pe 3. Acolo au fost 26 minus 2. Da, eu am scris așa 26. Păi ce să-ți fac, mă, eu vă amintesc. 26 minus 2 fac 24, Adi. 8 pe 3. Și eu fac, am făcut 8 pe 3, minus 7 pe 12, ori 4 pe... Ori 4 pe 11, plus 4 pe 3 și egal cu, 3, 6, 2, 3, 5, 8, 15 și cu 16... Facem și următoarea. Da? Bun. Deci, la următorul exercițiu... Anca. Anca vorbește, tu scrii numai în ritmul în care vorbește Anca. Corect. Dacă scrii greșel, greșel faci. Cum eu nu am planificat, aruncați înainte, nu-i problemă și vede rezultatele. Și eu am treaba aici. Suntem la cât, Adi? La cât, cât e rezultatul? 5 pe 3. Cât e, Anca? 3 și mie, 3 și Mirune. Ia uite, Adi, uite-te urmă. Deci toată adunarea și scăderea aceea ți-o dat 55? 5 pe 3. 5, da? Da, 3. E 3. Bun, Anca. Anca, te rog, suntem la E. Da? Deci 2 plus 1 pe 12, 2 plus 1 pe 12, în paranteză rotundă, împărțit la 5 pe 4, plus 7 pe 18, într-o paranteză dreaptă, împărțit la 37 pe 2. 37 supra 2, egal cu. Anca vorbește, ai la scris mare. Da, am putea, dar vorbește un pic mai tare, iubita mea, ca să pot să scriu și eu după tine, da? Amplificăm pe 2 cu 12. Da, așa am să fac. Da. Și avem 24 cu 12. 24. Supra 12. Da. 25. 25 supra 12, da. Ori 4 pe 5. Da. Plus 7 pe 18. Pun într-o paranteză, nu? Da. Da, obligatoriu, da, Anca. Obligatoriu, da. Că totul se împarte la 37 pe 2. Da? Deci, împărțit la 37. Adică mulțit cu? Nu vrei? Mulțit cu 2 pe 36. Da. Este egal cu? Egal cu... Ia, se simplifică 25 cu 5. 12, 4. Aici, 5. 12 cu 4, aici, 3. Da? 5 pe 3 plus 7 pe 18. Într-o paranteză, da? Da. Dacă nu pun într-o paranteză și pun aici da. Ori, să știi că trebuie să mulțesc aici și după aceea să ajung. Da. Și schimb efectiv. Ori 3 pe 36. Da, și este egal cu?
este dacă amplificăm pe 5 pe 3 cu 6. Da. 30 și 7. Supra 18. Ori 2 pe 37 și simplifică 1 supra 9, da? Adi, acum, sau cine? Adi, atât. Eu? Da. De ce? Pentru motivele concrete pe care știu eu. Din motiv foarte precis. Da. Să știți că eu scriu, cum ziceți, cum scriu, domnul. Îndată, Adi, suntem la punctul F. Da. 5 pe 12. Plus 7 pe 18. Minus 11 pe 36, totul într-o paranteză, împărțit la 5 pe 2, plus 4 pe 5. Câte dar la exercițiul precedent? 1 pe 9. Bine, nu? Ziceai că nu-i bine. Aia era. Problema era ei. Da. Hai, adu-ți-o. Un numitor comun e 36. Da. Pe prima o amplificăm cu 3, pe a doua cu 2. Da. Da. Și pe ultima cu nimic. Și 15 plus 14 minus 11 supra 36, într-o paranteză rotundă, ori 2 pe 5 plus 4 pe 5 egal cu 15 și cu 14. 29 minus 11, 18 pe 36. Ai pui paranteză? 18 pe 36? Nu. Nici înainte nu trebuia să puteai. Avut linia de fracții. Că avea linia de fracții. La numărător era numai operație, zicea, supra 36. Zice totul supra 36, nu? Da. Rolul paranteză lucrat. Ori 2 pe 5 plus 4 pe 5 egal cu 8. 3, 6 cu 2 se simplifică. Da. Bravo. Pe 18 cu 18 se simplifică și dă 1 pe 5 plus 4 pe 5. 5 pe 5 e 9. Gata. Bun. Anca. 3 pe 10. Minus 7 pe 15, plus 11 pe 30, totul de împărțit la 7 pe 15, plus 4 pe 7. Pe 3 pe 10. Pe 3 îl amplificăm cu... La numitorul care? 30. 30 îl punem deja. O singură linie de fracții. Fără paranteză, nu? 30 minus 14 plus 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 14 Cât am făcut? 14 plus 11, da, iubita? Da. Așa, care fac 9 plus 11, 20, 20 minus 14, 6, 6 pe 30, 1 pe 5. Da?
6 pe 30, totul, 6 pe 30 e 1 pe 5, că se împarte prin 6 și 1 pe 5, împărțim prin 6 și e egal cu 1 pe 5, aici ce este? Ori, 15 pe 30. Spune-mi și eu ți explic, domnul profesor. Deci chiar vreau dacă să știi ca să un pic tu undeva pierzi. Nu știi ceva. Zi unde, ca să te ajutăm. Mai avem, domn profesor? Bun, că unul și încheiem și pământești la acela. Bine. 9 pe 14. Da. Adi, da? Sau cine? Da. 9 pe 14. Plus 5 pe 12. Da. Minus 13 pe 6. Totul de împărțit la 27 pe 49. Plus 4 pe 3. Hai, adu-ți-o repede. Acum, 126. Poftim? Ce 126? Zi. Numitorul acolo. 14, 12 și asta? 42. 42, bă, Adi. Păi ce tu le-ai înmulțit pe toate? Le-ai înmulțit pe toate, da? Păi și... Și... Păi mai mult. Păi nu, e 42, că e 14, 7, 14, 7, 8, 6, 8. Adi, 14 egal cu 2 la 7. Da, așa am zis și eu. Și 12 egal cu 2 la a doua, ori 3. Dar e 21 acolo. Dar e 12, așa văd. Am zis eu. 21. Ia să vedem, am văzut. Dar e 21 și... 21 am greșit eu, m-am uitat din partea. Da, tot 42. Deci 21-6. Tot 42 e nimeni. Tot 21 e cât dar. E 21 e 3 ori 7, Adi, nu? Da. 3 ori 7. Și 6, care e dat 2 ori 3. Da. Și atunci care e? Cel mai mic multiplu comun? 7 ori 2 ori 3. 7 ori 2 ori 3? Păi 7 ori 2, 14 ori 3? Cu 7 ori 3, 21, ori 2, 42. 7 ori 6, 42, da? A. 42, asta înseamnă cu 3. Cu 3, după aia cu 2. Și asta cu 7. Hai. 9 rând. 27, 27 plus 10, plus 10 minus 7 ori 3, 21. A, și B. 7, 3, 21 și 2, 7, 92. Sau B, ori A, să vezi care se poate face. 4, 49, 27, plus 4, da, și asta. Să merg și aici. 37, minus 49, minus 92, pardon, ce fac? Minus 91. 91, Adi. Da. Minus 54, dăm pe 42. Despre minusul în tot final. Ori 49 supra 27 plus 4 supra 3 este egal cu 54 cu 27 acolo. Adi, vorbește, mă. Dar nu, dar rămas în urmă. Acum se simplifică. Ce se simplifică? 54 cu 27. 54 cu 27 prin... 27 chiar? Prin 27, da. Câte două ori face, așa? 2. Și da. 49 cu 42 printr-un 3. 7, chiar prin 7. 7. 7 ori 3, 21. Și prin 3 merge, nu? Nu merge prin 3 ani. Nu. Numai prin 7. Da, și 14 prin 3. 14 supra. Și după asta nu am sensul. Cu minus în față, minus 14. Minus 7 pe 3, Adi. Că aici e 2 și cu 6 se mai simplifică, Adi. Da. 2 cu 6, 3, da? Da. Și face minus 7 pe 3 plus? Plus 4 pe 3. Așa. Egal cu 7 pe... Așa, minus 1. Da. Minus 7 plus 4 minus 3 pe 3 și... Minus 1. Da.
facem un... Și acum trecem la puteri? Da. Puterea unui număr rațional, așa intitulăm. După puterea, zis că le dă test. Da, după puteri. După puterea, zis că le dă test. Deci să facem puteri până lucrăm ne dau capăt. Și lucrăm în tot capitolul ăsta. Dar nu vă dă numai din putere, înțeleg? Că da. Și după putere vă dă din tot. Știu, după da, putere vă dă din asta. Înmulțire, împărțire, adunare și scădere. Pereți, ori în efectuare operațiilor, după aceea. Deci avem așa, gata, îi dăm drumul. Gata, eu zic gata, domnul profesor. Deci 2, acum mă duc eu, 2 pe 3. O secundă. Da. Să strâng ca să trecem dincolo.